Și-a venit super, prea super. Mare gârlă, of, of, di-da-da-da. Și n-am pe unde să trec, mi-e frică să nu mă nepofor. Și n-am pe unde să trec, mi-e frică să nu mă nepofor. Seara, Andreea. Altă domniță elegantă. Nu mai știm în seara aceasta, abia vă recunosc. Mulțumesc. E mai greu la un examen de matematică sau pe scenă? Cred că pe scenă e cel mai greu. De ce? Emoțiile dinainte.
Păi și la matematică n-ai emoții? Nu. Doamne, doamna Elize, nu se poate. De ce azi cu matematica? Da, pentru că matematica este o știință exactă. Arta este totuși ceva subiectiv. Are dreptate, Andreea, este mult mai greu să fii pe scenă. Bun. Foarte greu. Atunci interpretați dumneavoastră momentul pe care l-ați urmărit. A fost foarte frumos. În primul rând, pentru că te-ai adaptat stilului lăutăresc de interpretare. Bravo! Mulțumim, mulțumesc. Niculina! E bine să aveți personalitate și să veniți cu piese vechi pe care să vă puneți amprenta, dar la tine am sesizat așa o oarecare trimitere către Gabi Luncă în inflexiuni și în anumite lucruri pe care bănuiesc că le-ai studiat. Așa este? Le-ai studiat? Da. Ca să-ți iasă așa? A fost greu? A fost destul de greu. A fost greu, nu-i așa? Iată. Frumos. Mi-ai plăcut. Mulțumesc. Mulțumim. Bogdan. Da, pentru noi a apărut foarte ușor. Mi-a plăcut foarte mult. Ai fost foarte aproape de stilul ăla lăutăresc pe care eu îl caut, pe care eu îl tot aștept. Îl tot aștept. Și cântecul ăsta e undeva la jumatea drumului. E și cu câmpie, și cu floricele, că na, trebuia. Așa era epoca. Așa se impunea. Dar tu ai venit exact cu glasul ăla argintiu așa, chinuit un pic, chiar dacă nu nicotinat, cum era în partea elaltă, dar totuși ai venit cu exact și mi-a plăcut în deosebit necazuri pe lume, ai cântat de două ori altfel. A fost foarte bine, asta înseamnă stilul lăutăresc și mă bucur din nou că am auzit un cântec de la Gabi Luncă pe care am tot auzit-o și pe care o tot pomenim și așa să ne ajute Dumnezeu să o pomenim în vecii vecilor. Mulțumim, Cornelia! Mi-a plăcut foarte mult. Andreiuța, ești minunată. Încă o dată ai dovedit că ai talent cu carul, poți să cânți absolut orice. Ne-ai demonstrat asta atunci când te-ai calificat pentru semifinală, apoi ne-ai demonstrat asta la semifinală și iată și acum strălucești. Eu cred că tu vei avea un drum foarte frumos în lumea asta. Mulțumesc. În lumea cântecului. Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog. Ce-am sesizat-o extraordinar. Iar rămâne pe glasul ei. Are strălucire în glas, nu s-a îndepărtat și nu n-a dus prea mult, adică a rămas în zona muzicii țărănești din Olt. După aceea, este o fuziune. Când am ascultat așa, cum ești îmbrăcată, vă zic, gata, sunt la petrecere unde sunt intelectuali și trebuie să arăt într-un anumit fel. Dar și muzica să fie după cum îți îmbrăcat, așa spune totdeauna. Câteodată simt că aș fi într-o crâjmă, în același timp, parcă-s prin satele din Olt. Deci combinația aceasta a fost foarte reușită. Foarte bine. Mulțumesc. Doamne ajută. Mulțumim. Și mai vreau eu să mai spun ceva. Felicitări orchestrei. M-am bucurat să aud acordeonul ăla pe curat, pentru că cântecul prima oară a fost tras de Ilie Udilă, după care a pus cuvinte Gabi Luncă și a fost o horă asta care a zăpăcit lăutarii din București. Hai să-l ridicăm pe domnul de la acordeon. Felicitări. Așa. Foarte frumos. Mulțumim, mulțumim. Am uitat să spun vorba asta. Mulțumim, mulțumim. Bravo, Andreea. Mulțumesc. Succes, gata, mulțumesc. Cu emoțiile. Acum la matematică. Matematică. Exact.